Bună seara, dragii mei! Sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți emisiunea Prin Plan. Hai să-i spunem studio electoral. Am terminat cu electoralele, de astăzi avem președinte. Alături de mine, v-ați obișnuit, colegii de la VPTV, alături de care am fost în toată această campanie și chiar dinainte am început șirul nostru de emisiuni, Victor Preda și Adrian Rădulescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă gândeați... Vineri, când am făcut ultima emisiune, joi, vă gândeați la acest deznodământ al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014, zi istorică, 16 noiembrie 2014? Poate că au fost români care au văzut acest deznodământ, dar la această diferență nu cred că nici sociologii, nici institutele de sondare a opiniei publice, nu cred că cineva își putea imagina o asemenea diferență între cei doi, ținând cont de foarte mulți factori. Unu, în primul tur Victor Ponta era la 10% distanță. Doi, și un milion de voturi avans, cam asta înseamnă. Da, da. Nu numai că s-au recuperat acel milion, ci s-a mai pus peste un milion și ceva, deci... absolut surprinzător. Trebuia ținut cont în orice previziune, trebuia ținut cont și de faptul că Victor Ponta a beneficiat de și a asigurat sprijinul tuturor instituțiilor statului, deținând funcția de premier, a putut din poziția aceasta de prim-ministru să îmbrace pomenile electorale într-o haină a legalității. Foarte multă presă importantă de partea lui, deci toate puteau bine să indice o victorie... Importantă în ce sens? S-a dovedit cât de importantă a fost. Urmărită, putem spune urmărită. Cu audiență, da. Așa, da. Asta e altceva. Da. Dar s-a văzut că niciun fel de presă n-a putut să miște electoratul într-un fel sau altul, altfel decât s-a mișcat el în mod natural. Și poate că ar fi bine să spunem românii care au mers la vot că... și să scăpăm de acest cuvânt electorat, care pare peiorativ cumva, după 25 de ani în care poporul român a fost manevrat chiar ca un electorat, pare că se mișcă după alte principii, în așa fel încât apar politicienii noștri dintr-o anumită zonă și spun că nu înțeleg ce s-a întâmplat, o să discutăm în timpul acestei emisiuni, poate o să înțeleagă și domniile lor. Nu că le spunem noi, dar poate le spun oamenii pe stradă ce s-a întâmplat ca să le să ilumineze și să știe cum să facă pe viitor campaniile. Adrian, cum ai trăit momentele și dacă ai fi pus un pronostic de genul ăsta? Am sperat să iasă Klaus Iohannis președinte. Am fost temător până în ultima clipă, nici când am văzut exit poll-urile, sondajele la ora 21, nu am fost sigur că, într-adevăr, el va fi viitorul președinte al României. Am mizat pe o prezență undeva la 10% în plus față de primul tur al alegerilor prezidențiale, dar marea mea surpriză rămâne, într-adevăr, diferența fantastică pe care Klaus Iohannis a avut-o față de Victor Ponta. Că vorbeai de întrebările pe care și le pun unii din tabăra lui Victor Ponta referitor la această răsturnare teribilă de situație, pot să-i dau eu câteva răspunsuri acum, ca să nu mai întrebe ei oamenii, că probabil sunt ocupați cu alte treburi în interiorul partidului de când am văzut. Și o să mă refer strict la mine ca la un simplu cetățean. Sunt bucuros că nu a ieșit Victor Ponta președinte, pentru că el și partidul din care face parte au slobozit, să spun așa, asupra românilor un val de minciuni și de farse în ultima perioadă de neimaginat din punctul meu de vedere. Mă așteptam la clasa politică și mai ales la unii din reprezentanții ei la jocuri murdare, dar ceea ce am văzut a depășit orice așteptare. Mă bucur pentru că am lăsat în urmă totalitarismul. Mă bucur că nu a ajuns în fotolul de președinte un personaj care împreună cu oamenii lui a călcat în picioare statul de drept prin acea ordonanță mizerabilă de urgență care a legiferat practic
folosesc intenționat acest termen, a legiferat traseismul politic pentru 45 de zile. Mă bucur că nu a ajuns președinte un individ ca Victor Ponta, care n-a mișcat un deget din punctul meu de vedere. Orice ar veni și ne-ar spune, nu a mișcat un deget pentru a permite votul în număr mare românilor din diaspora în turul 2 și lista poate continua. Nu ți se pare că a mișcat degetul în sens invers pentru a zădărnici acel vot? L-a mișcat în sens invers și de la început, și în după care l-a lăsat așa, l-a lăsat mort așa. În turul 2. Da, a făcut o singură mișcare. În locul lui Corlățean l-am avut pe Teodor Meleșcanu, care dacă aș fi crezut 1% în el, aș fi spus acum că a fost o mare dezamăgire faptul că nu și-a dat demisia. Dar să vină cu scuze astăzi, mi se pare de cea mai joasă speță. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim, nu? Da, haideți să luăm de la început istoria asta a votului în diaspora. De la început, adică de la primul tur. Am văzut cu toții în primul tur, a fost ceva comparabil cu el. Parcă la o scară ceva mai mică totuși. Toți am fost indignați. A doua zi la televizor, domnul premier Victor Ponta a dat o declarație așa, aiuritoare. De ce nu au fost agitatori? Au fost provocate acele aglomerații? Pe seară a revenit într-un fel în care își exprima regretul față de situație. Peste câteva zile, domnul Corlățean, total depășit de situație, a renunțat la funcție. A fost numit fostul candidat și fostul director al Serviciului de Informații Externe, domnul Meleșcanu, care tocmai ce anunțase că îl susține pe Victor Ponta și probabil că și în calitatea de susținător trebuia să organizeze alegerile în diaspora. Bun, a urmat un război surd așa între Meleșcanu și Biroul Electoral Central. Putem să facem mai multe secții, noi vrem, dar nu vrea Becu. Becu zice, pe noi nu ne-a întrebat nimeni, să ne trimită și nouă hârtie, că noi le-am dat voie, dar dacă ei nu vor. A fost așa o prosteală, îmi cer scuze pentru termen, a fost o prosteală a electoratului. Eu o să folosesc termenul ăsta, știu că ai spus mai devreme că nu-ți place, dar în contextul ăsta chiar mi se pare potrivit. A fost o încercare de prosteală a oamenilor. A venit turul 2, ce am văzut ieri a depășit orice fel de imaginație. În primul rând am fost șocat să aflu că la consulatul din München, parcă, au fost niște pregătiri pentru turul 2, în sensul că și-au pus gratii la ferestre. Așa a înțeles Ministerul Afacerilor Externe să pregătească un consulat al României pentru alegeri, să pună gratii la ferestre. Cozile au fost mai mari, nebunia a fost mai mare. Nu vi se pare că asta este atitudinea diplomaților români trimiși acolo, în străinătate, vis-a-vis de românii din diaspora, în a-și pune gratii, asta nu este ceva specific alegerilor, în a pune între ei și români niște bariere, niște jandare, niște gratii și prostimea să stea acolo, să-și vadă de treaba ei, să aducă bani ca niște sclavi și ei, boierii, să-și facă mendrele ca mari diplomați. Dacă mi-arătați cu degetul un mare diplomat pe care îl are România la ora asta în străinătate, eu cred că sunt numai lustruitori de pantofi pe la partide. Din păcate, acolo tind să-ți dau dreptate, habar n-am cum se numește ambasadorul României în Anglia sau în Franța sau știu în ce țară străină, dar ce am remarcat este că la un moment dat erau trimiși vreau oameni care au făcut diverse servicii. Vreau să te întrerup, Victor. Avem în seara asta în plan să și intrăm în legătură cu oameni politici și nu numai, și chiar oameni simpli care au votat și care au fost implicați în votul președintelui pentru România în acest an. La telefon domnul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova. Bună seara! Bună seara, domnul Dimache și invitatul dumneavoastră. Bună seara! Domnule Mircea Roșca, cum apreciați, cum ați trăit momentele alegerii președintelui? Emoționant, dar nu surprinzător. Pot să spun că mă încearcă și m-a încercat un sentiment de responsabilitate, pentru că așa cum am simțit când a câștigat USL-ul și am văzut 67%, mi-am dat seama că
clasa politică nu este atât de matură încât să înțeleagă acel vot și să înțeleagă câtă responsabilitate trebuie să fie pe umerii acelei guvernări. Ceea ce mă încearcă acum este un sentiment de respect, dar responsabilitate față de ceea ce va fi, pentru că, domnul Dimache, lumea vrea dreapta, lumea vrea măsurile de dreapta, lumea vrea o economie care să crească și care să se simtă prin măsuri. Și măsurile de dreapta sunt cele care generează de obicei lucruri atât de interesante. Nu prea au fost în ultimele 24 de ani. Partidul Național Liberal, unicul partid de dreapta în prima etapă post-decembristă, după aceea multe partide au invocat această dreaptă mai mult sau mai puțin pentru a câștiga alegerile, n-au avut ocazia aceste partide și Partidul Național Liberal să guverneze singuri. Au fost tot felul de contexte, au fost tot felul de conjuncturi și de compromisuri și prea puține măsuri de dreapta. Votul românilor a fost odată de asta semnat pe PSD-ul pentru obrăznicia lor și doi, pentru a da o alternativă României. Pus Iohannis înainte de toate. Este un om, care, așa cum am spus, este alternativă la tot ce a fost în politica românească până acum. Un nou început. Nu va fi un om providențial care va salva România. Românii au înțeles, nu trebuie să mai înțeleagă, că avem nevoie de oameni care să fie exemple. Dar ca să avem rezultate, sigur, când va trebui să formăm un nou guvern, va trebui să avem responsabilitate față de acest vot, față de oamenii de afară care sunt mai implicați în societatea europeană, care văd mai clar ceea ce înseamnă măsuri de dreapta în societatea europeană, dar bineînțeles cei din România care vor să trăiască altfel, să trăiască mai bine, să simtă democrația așa cum am crezut-o cu toții că trebuie să o simțim în urmă cu 24 de ani. Klaus Iohannis a câștigat alegerile și în județul Prahova, și în municipiul Ploiești, și în alte orașe, dar și comune ale județului. Cum a fost această luptă politică pentru alegerea președintelui? Trebuie să știți un lucru. Toată zona aceea roșie, Moldova, Muntenia, Oltenia, toată acea zonă, trebuia să facă ceva pentru a-l propulsa pe Klaus Iohannis în câștigător. Județul Prahova este considerat un județ roșu. De ce? Președinte de Consiliul Județean, primar reședință de județ, primari foarte mulți, deputați puternici, deputați și mai puternici, un deputat cel mai puternic, din toate punctele de vedere, toată puterea la ei. De fapt, acești oameni ne-au și spus că pot cumpăra parlamentari când vor ei. Cred că s-a închis un capitol pentru că ăștia care pot fi cumpărați au fost cumpărați acum. Cred că au cumpărat tot ce au vrut ei. De la primari, de la tot ce și-au dorit ei. Mai puțin de la liberal, pentru că, sincer vă spun, din PNL n-a plecat mai mult de doi primari după care să regret profund, să am un regret profund. Revenind, nu se aștepta nimeni să câștigăm, deci nu a fost ceva simplu să câștigăm. Și am făcut o analiză și am spus, dacă câștigă Constanța, Prahova și Bucureștiul, Klaus Iohannis va fi președinte împreună, bineînțeles, cu rezultatul din Ardea. Și am câștigat Prahova. Am câștigat Prahova datorită unei munci intense, dar am câștigat Prahova datorită, în primul rând, nu muncii noastre, ci a faptului că în județul nostru sunt oameni de o altă factură, sunt foarte mulți intelectuali și oameni simpli, dar care au o deschidere, au citit în viața lor și au o deschidere către ceea ce înseamnă politică, ceea ce înseamnă viitorul României, ce înseamnă România în Uniunea Europeană, adică ai cu cine discuta. Cred că ieșirea masivă la vot ne-a adus această victorie și mă bucur că au sancționat, domnul Dimache, ceea ce se întâmplă și prin votul din Prahova de 24 de ani în județul nostru. Municipiul Ploiești are un buget infinit mai mare decât bugetul orașului Sibiu. Klaus Iohannis este un exemplu și am văzut că se poate în Sibiu. De ce nu s-ar putea în Ploiești? Județul Prahova, în cei 24 de ani, cred că în vreo 16, a fost condus numai de PSD. Restul au fost conjuncturi. Cred că a susținut momentul și în județul Prahova să tragem un semnal și din votul ăsta să înțelegem cu toții că a sosit momentul, știți că nu sunt vorbe mari, cred că după fiecare victorie de asta
a spus că un nou început. Așa a fost și cu Traian Băsescu. Dar nu știu de ce trăiesc un sentiment că nu mai merge. Că românii ies, te susțin, dar te și sancționează. Cred că politica românească se va schimba major. Cred că oamenii ce vor avea idei, proiecte, inițiative, rezultate, vor domina clasa politică de acum înainte. Cred că mecanismul ăsta de partid dus omului cu camionul la vot și manipulare va dispărea, pentru că eu cred că odată cu alegerea lui Klaus Iohannis și cu aducerea la guvernare a unui guvern solid de dreapta, vom vedea măsuri ce vor face să diminuăm sau să dispară această influență roșie și nu numai de strategie ca manipulare a cetățeanului în spiritul și în interesul lor. Cred cu toată puterea că ne aflăm în pragul unui nou început cu adevărat. Vă mulțumim, domnule Mircea Roșca. Vă mai așteptăm pe aici, pe la noi. La vă mulțumesc cu mare plăcere la dumneavoastră oricând. O seară bună să aveți. Mulțumim. Cred că domnul Roșca mizează prea mult pe, știu eu, puterea de atracție pe care ar exercita-o dreapta față de poporul român. M-a ferit să zic electorat, vezi? Dumnealui a spus așa că românii au vrut dreapta, vor măsuri de dreapta. Cred că mai degrabă românii au vrut și vor respect, responsabilitate și seriozitate. Lucru care nu l-au găsit la candidatul care întâmplător vine din partea stângă și cel care a pierdut, nu la Victor Ponta. Nu cred că s-au dus oamenii la vot, votăm cu dreapta, nu cu stânga. Noi să facem o analiză, dar eu cred că s-au cam împlinit ăia 20 de ani, am trecut nițel, cu bătaie, bine. De care vorbea oracolul Silviu Burcan. Am trecut cu TVA. Se schimbă generațiile, deci vine o generație care nu s-a... Hai să nu zic cuvinte urâte, nu vreau să zic, nu s-a poluat. Nu a fost atinsă de aripa aia roșie a comunismului chiar atât de tare, sau a fost atinsă de aripa comunismului acum, după Revoluție, și nu de ce s-a întâmplat înainte. Vine o generație care crește altfel, poate că meritul este și al generației în vârstă acum, care a crescut, această tânără generație, de la care se așteaptă foarte mult. Deci a ajuns la maturitate, la împlinire, a ajuns la o anumită conștiință și gândește altfel decât ceilalți care n-au putut să se rupă foarte tare de ce au trăit ei decenii înainte. Și aici putem să comentăm un pic dacă tinerii au simțit acum nevoia să se implice în sensul ieșirii la vot, de ce atunci nu au mizat pe un candidat tânăr, mai apropiat de vârstă de ei, un candidat care merge la meciuri de fotbal, care merge la meciuri de basket, care joacă basket, adică cu preocupări mai apropiate de... Și-au preferat un profesor de fizică mai rigid, care nu vorbește mult. La care ne așteptăm să se gândească cei trecuți de 80 de ani și care au trăit mai degrabă perioada regalistă. Cei mai copți, am putea spune. Și, da. Și fac niște asocieri așa vis-a-vis de originea acestuia germanică. Iată că... Și tinerii au căutat respect și responsabilitate. Nu numai tinerii, până la urmă întreaga societate sau marea parte a societății românești a vrut seriozitate, a vrut o ruptură cu trecutul, cu tot ce înseamnă, vorbind așa, peorativ, vorbim baroni, lucruri din astea urâte de care aminteam și de care am avut parte în această campanie electorală, care... i-au avertizat că s-ar putea să meargă de acum înainte lucrurile în același mod. În același mod de înșelare, de sfidare, de acaparare. N-am văzut decât panouri cu Victor Ponta în Ploiești. A, nu, și cu asociații lui, că nici nu le zic aliați. Cu asociații. Astăzi au fost... Victor Ponta și asociații, că toți suntem la... Astăzi le-au dat jos. Avocățește, așa și vorbim. Și mă uitam în oraș, ce frumos e orașul nostru fără acele panouri. Începuseră să dea din ele, am înțeles, chiar de zilele trecute, pentru că unele au fost vandalizate. Sunt de acord cu ceea ce spune Victor. Nu cred că ar trebui să mizeze foarte mult sau să pună în prim plan această dorință teribilă românilor,
și bruscă, exact, această simpatie n-au fost pentru că n-a votat nimeni dreapta. Cred că a fost votat Klaus Iohannis. ACL-ul trebuie să fie cu picioarele pe pământ, să dea dovadă cei din ACL de foarte mult calm, să analizeze foarte bine și să nu-și fure căciula singur. Și același lucru e valabil din punctul meu de vedere și pentru Klaus Iohannis. Cred că înainte de toate a fost un vot negativ dat lui Victor Ponta și PSD-ului. Și privind strict spre Klaus Iohannis și spre ACL, cred că capitalul de imagine pe care îl are Klaus Iohannis este mult peste capitalul de imagine pe care îl are ACL-ul. Din acest punct de vedere, cred că fiecare trebuie să-și calculeze reacțiile viitoare pornind de la acest lucru. Iar ceea ce ar putea face Klaus Iohannis pentru a-și păstra acest capital în exercițiul funcției de președinte este nimic altceva decât să se manifeste echilibrat și să se rupă un pic așa de partid, să nu fie cum a fost Traian Băsescu, tăticul partidului devenit președinte. Eu aș zice că trebuie să continue politica asta de bun simț pe care a avut-o în tot ceea ce înseamnă campanie electorală și pregătire. Eu cred că scorul ACL-ului e cel din turul 1, când poate că a adus și Iohannis ceva voturi dinspre Ardeal, dar cam alea sunt scorurile politice pe care le-am înregistrat acolo. Aș vrea să le dăm și câteva cifre telespectatorilor, că noi tot vorbim că ACL-ul a câștigat Prahova și avem timp să vă oferim modul cum s-a votat în Prahova până la ora 22, când vom încheia această emisiune. Vom intra în legătură, v-am spus, și cu primari și cu oameni implicați în diverse moduri în procesul de votare. Așadar, Klaus Iohannis, vorbind de România, a obținut 54,5%, în timp ce Victor Ponta 45,5%, asta însemnând 9%. 9% care se traduc în peste 1 milion de alegători. Klaus Iohannis a fost votat de 6.200.000 și alegători și Victor Ponta de 5.200.000, probabil conform calculelor 5.200.000 ar fi fost un scor arhisuficient ca să se câștige la o prezență normală la alegeri, așa cum avem noi de-a face în România. Un pic peste 50%. Exact. Avem și voturile Prahovei, așa cum spunea președintele Mircea Roșca, am avut o hartă care era polarizată, dacă ne aducem aminte, Ardealul, în afară de județele cu mineri, care înseamnă Caraș-Severin și Hunedoara, era Klaus Iohannis după primul tur de scrutin. Restul țării era o pată roșie, ca să spun așa, unde Victor Ponta câștigase fiecare județ. Acum harta arată diferit și anume Ardealul. Continuare a votat cu Klaus Iohannis, excepție Hunedoara, unde a câștigat tot Victor Ponta. Numai că județe din Moldova, precum Suceava și Iași, sunt câștigate de Iohannis, toată Dobrogea este câștigată de Iohannis, Prahova câștigată de Iohannis și capitala țării, cred că aici a contat foarte mult, câștigată în totalitate, în toate sectoarele de Klaus Iohannis. Deci nu mai avem harta aia de care ne era teamă, parcă vedeam o secesiune, parcă vedeam harta de acum 1000-1500 de ani, de acum 1000 de ani mai degrabă spus, a provinciilor românești, așa cum arată ele. Așadar, v-am spus despre județul Prahova, unde situația este următoarea. Klaus Iohannis 52,47% din voturi, Victor Ponta 47,53% din voturi. Așadar, în acest județ puternic PSD, Klaus Iohannis a câștigat alegerile. Zâmbesc pentru că știu din surse apropiate și chiar foarte importante ale organizației județene PSD, își propuseseră socialdemocrații prahoveni o țintă electorală de 54-56%. Pentru Ponta, pentru turul 2. Cam mare diferența. Era să o atingă Iohannis. Cam mare diferența și în condițiile în care PSD are foarte mulți primari. PSD și partidele are foarte mulți prietene. Și a mai și luat
Are foarte mulți, a și luat, a făcut și mai mulți. Are foarte mulți parlamentari, a mai și atras în zona adiacentă parlamentari. Deci, din punctul ăsta de vedere, are toate instituțiile statului, sunt conduse de oameni apropiați, dacă nu chiar membrii PSD. Are primăria celui mai important oraș și celui mai mare bazin electoral, Ploieștiul. În condițiile astea, să piardă în Prahova era greu de prevăzut. Ploieștiul, unde și chiar unde și acum, în primul tur, unde acum, a câștigat Victor Ponta PSD-ul. La foarte mică diferență, este foarte adevărat. Dar acum 2 ani, candidatul PSD, acum un an jumătate, candidatul PSD a câștigat primăria. Candidatul USL. Candidatul USL, corect. Da. E o diferență. A câștigat primăria foarte greu. Foarte greu. Dar a câștigat. Absolut. A câștigat. Dar te-ai fi așteptat după 2 ani de realizări, în condițiile în care acum să fie Ploieștiul, o să vorbim de ce s-a întâmplat și la Ploiești. Și la Câmpina. Cincinalul în 2 ani acum. Nu, avem cincinalul în 4 ani, trebuie să-l facem. Atâta durează un mandat. Mai vom vedea ce se va întâmpla în Ploiești. Prahova, iacătă, a mers... Prahova ardelenește, nemțește. Prahova seamănă oarecum, harta Prahovei seamănă oarecum cu harta României. În est, Mizilul a votat cu Ponta, din câte știu. O să mă refer la o comună, dar este cea mai mare comună din Prahova și este un bazin foarte important, Cioraniul, să zicem că ar putea reprezenta sudul Munteniei, a votat cu Ponta, vestul a votat cu Iohannis și capitala, echivalentul Bucureștiului, dacă ne-am putea gândi așa, Ploieștiul a votat cu Iohannis. Deci, iată, seamănă oarecum cu harta României. Haideți să luăm o pauză publicitară, după care o să le aducem telespectatorilor inclusiv hărți, cifre, pentru a vedea într-adevăr cum a votat Prahova și a analiza și domniile lor ceea ce s-a întâmplat la votul pentru președinte noiembrie 2014. Acum, pauză publicitară. Am revenit în direct, dragii mei, la emisiunea Vot pentru președinte. Acel președinte este Klaus Iohannis, pe care l-au votat 6,2 milioane de români. În cel mult 2 săptămâni, Klaus, parcă cam așa durează, Klaus Iohannis va fi președinte în toate drepturile. 22 decembrie. Atunci se termină mandatul actualului președinte. Mai avem înseamnă o lună cu doi președinți. O lună interesantă va fi aceasta. Presim că se vor întâmpla multe lucruri. Vom discuta. V-am promis rezultatele votului în județul Prahova și rog regia să pregătim niște cartoane pe care le-am făcut pentru dumneavoastră. În primul rând, cartonul cu voturile, cu votul din cele două municipii ale județului, municipii care au votat oarecum similar. Regia, să-mi spuneți dacă suntem pregătiți să oferim telespectatorilor aceste cifre. Da? Aveți în partea stângă numărul de votanți și procentul. La Ploiești, iată, Victor Ponta, 54.370 de voturi. Klaus Iohannis, 73.726. Am avut curiozitatea, Victor Ponta a câștigat 3 secții de votare, restul Klaus Iohannis. Dar le-a câștigat zdrav în Palea 3. Nu am vrut să văd unde sunt situate asta era foarte pe harta interesant, Ploieștiului. Da. De ce să începem? Că am fi intrat în niște discuții care nu și-ar avea rostul la acest moment. Deci 42,44% Victor Ponta, într-un municipiu cu primar PSD, cu președinte de Consiliu Județean PSD, cu parlamentari, cu de toate. Klaus Iohannis, 57,56% în acest procent l-au ales ploieștenii. Câmpina, vedeți, cam aceleași procente, 42,19% Victor Ponta, 58,27%. 27% Klaus Iohannis.
Așa s-a derulat votul în cele mai importante centre urbane din județul Prahova. O să comentăm, o să avem sigur, timp dar e uimitoare asemănarea dintre procente, da. Și mie mi-a plăcut foarte mult și poza folosită de colegii mei, poza cu Victor Ponta. Da, e inspirată. Din față, o poză din față, poate cine știe, în timp vom vedea și una din altă mâini. Ideea este că sunt foarte mândru de ploieștenii mei. Dacă am fost supărat... Rău ai fost, mi-amintesc. La una din emisiunile trecute, cred că, să nu folosesc expresia, am intrat și noi în rândul lumii. Dar am o simpatie deosebită pentru ceea ce înseamnă Ardeal, pentru ceea ce reprezintă vestul României. Întotdeauna i-am considerat, cinstit vă spun, mai deștepți decât noi ăștia din partea cealaltă. Mai cu bun simț, oameni mai muncitori și cred că au fost un exemplu, între noi românii, cred că au fost un exemplu întotdeauna. Un exemplu de urmat. Iată că acum am început să avem și o gândire politică, să spun așa, asemănătoare. Și sunt foarte bucuros din punctul ăsta de vedere. După ce ai dojenit bine după turul 1 pe ploieșteni și pe prahoveni, acum, am fost dezamăgit. Acum Adrian îi mângâie. Îi mângâie puțin pe doar concitadin. Doar dacă mi-ai arăta cartierele unde s-a votat. După emisiune. Să văd că stau acolo din zonele alea, asta putea să mai schimbe. Îți arăt după emisiune. Sunt 16% la Ploiești în față și dacă aproape 16, dacă adăugăm și diferența din turul întâi de undeva spre 5%, dacă nu mă înșel, 21% procente câștigate de Klaus Iohannis în turul... A recuperat Zdravon. Deci, mi se pare... În ciuda celor 3 secții de votare. Da. În Câmpina, toate secțiile de votare au fost pro-Iohannis. Acolo e mai omogen municipiul, mai spre munte inițial și... Ați văzut rezultatele și în... La viitoarele alegeri le trimitem lor cele 3 secții de votare ca să... Fie Ploiești și mai și. Să le omogenizeze așa, nu, dar n-aș vrea să zic. Le dăm noi cuiva. Până la urmă, eu respect voturile. Durerea mare este să fie pe alte principii decât cele ale necesității acelor oameni. Adică dacă ei l-au votat din anumite interese, eu mă înclin pe oricine ar vota și e foarte bine. Dar dacă ei au votat pe alte manevre obscure și... uneori ilegale, chiar asta e deranjant. Acum, ce o să spun poate sună un pic cinic. Dacă oamenii de la care locuiesc pe raza celor 3 secții, poate că au fost convinși, nu știu, într-un mod mai direct să voteze într-o anumită direcție. Habar nu am. Vorbim așa de un caz ipotetic. Diferența e atât de mare încât nici nu contează. Oamenii până la urmă și-au văzut saci în căruță, iarăși mă exprim foarte eufemistic și își văd de treabă, nu? Până la urmă diferența e uriașă. Saci în căruțe. Da. Deși, bineînțeles, circulația căruțelor este absolut interzisă în Ploiești de către primarul PSD și președintele PSD Ploiești. Nu este interzisă, este permisă numai în anumite zone. O stradă, adică. Adiacentă oborului acolo. O stradă. Aș vrea să ne oprim puțin din această discuție, pentru că îl avem la telefon pe primarul municipiului Câmpina, domnul Horia Tiseanu. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Domnule primar, cum a fost în Câmpina acest al doilea tur de scrutin? Am văzut rezultatele pe care... le-ați obținut dumneavoastră fiind exponentul, sunteți un primar ACL și, bineînțeles, l-ați susținut pe Klaus Iohannis acolo. Da. N-am înțeles întrebarea. Cum s-au desfășurat alegerile în Câmpina și cum apreciați rezultatul? Apreciez rezultatul că este foarte bun pentru Câmpina și, în general, apreciez rezultatele din județul Prahova, pentru că și PSD-ul are un fief să zicem, sau încearcă să aibă un fief în județul Prahova. N-a reușit să aibă la Câmpina, mai nou n-a reușit să aibă nici la Ploiești și reușit să aibă în județul Prahova, cel puțin în turul al doilea.
În turul întâi mă mândresc cu faptul că am fost printre puține localități care au câștigat, în care Iohannes a câștigat față de Victor Ponta, chiar cu 2%, de 34% la 32%, iar în turul al doilea, într-adevăr, am avut o victorie foarte bună, 58%, care s-a mai repetat și în alte localități. Campania, ce să zic, sau ziua votului, dar cred că asta m-ați întrebat, nu? Exact. Ziua votului n-a fost foarte plăcută, ziua de ieri. A fost o zi în care, pe de o parte, noi, într-un mod corect, am încercat să scoatem oameni la vot, în general, pentru că era dreptul lor să voteze și voiam să uzeze de acest drept constituțional. Pe de altă parte, fără să am peți, cei de la PSD se pare că au cumpărat voturi. Există dovezi astea? Voturi, o reclamație la poliție? 50 la... de lei de vot. Nu am dovezi pentru asta, am dovezi indirecte, cum să zic, au fost filmați niște oameni care au urcat într-o dubă, după aceea au coborât într-o dubă în timp foarte scurt, după ce ieșiseră de la vot, și se presupune că în anumit, în cel puțin în cartierul Turnătorie, erau racolați niște oameni, trimis să voteze, după care intrau în niște dube și erau pătiți acolo. În sfârșit, se pare că acest lucru s-a mai întâmplat și în alte cartiere. În general, în cartierele cu oameni săraci s-a întâmplat acest lucru. Însă trec peste acest lucru pentru că cei care au făcut acest lucru n-au câștigat alegerile și mă bucur că în Câmpina avem foarte mulți oameni cu capul pe umeri, oameni care au votat Klaus Iohannis și cu toate eforturile celorlalți, inclusiv financiare, n-au reușit să câștige. Și am câștigat, zic eu, detașat la Câmpina, ceea ce mă face să cred încă o dată că alegătorii noștri sunt mai inteligenți decât ai lor. Era o vorbă. Da. Deci cred că în turul al doilea am demonstrat cu atât mai mult că suntem fief de dreapta în Câmpina și victorile PSD-ului sunt doar accidentale, doar de conjunctură. Vă mulțumim, domnule primar, pentru că ați intrat în legătură cu noi și ne-ați spus anumite lucruri care s-au petrecut, da, în Câmpina. Dacă îmi permiteți, pentru că vă rog. Cred că mai sunt încă în emisiune, pot să mulțumesc tuturor câmpinerilor care au ieșit la vot și aș vrea să mulțumesc în special celor care l-au votat pe Klaus Iohannis. Iar a doua informație era, sau a doua mulțumire era către cei din Colegiul 2 care au votat pe Klaus Iohannis și să spun, să mă mândresc cu faptul că Câmpina a avut un rol decisiv în faptul că în Colegiul 2 am câștigat, Iohannis a câștigat, pentru că avem un procent mai mare decât cel al Colegiului 2 și al județului Prahova. Deci zic eu că avem o performanță foarte bună și le mulțumesc încă o dată și colegilor mei care s-au ocupat de acest lucru. Știu că poate nu este interesant în emisiunea dumneavoastră, dar e vorba de niște oameni care au lucrat sincer, au lucrat serios și, cum să zic, au încercat să câștige oamenii dându-le o atenție simbolică, un calendar, de exemplu, în turul al doilea. Vă mulțumim. Pentru noi sunt interesante toate lucrurile care țin de votare și care țin de progresul României și de ceea ce se va întâmpla în România de aici încolo. Mulțumim, domnule primar. Să aveți o seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Bună seara. În ideea ceea ce tocmai ai spus tu, Dan, că sunt importante toate informațiile pe care le aflăm despre desfășurarea procesului electoral, și fac referire chiar și la ce a spus domnul primar Tiseanu. E dispus să treacă cu vederea odată ce rezultatul i-a fost favorabil. Dubă, am văzut și noi imaginile cu o dubă de pâine, exact, în care oamenii probabil că intrau să cumpere direct din dubă pâinea aia. Nu ieșeau cu pâine afară. Direct de la producători. Era direct de la producători, e mai ieftin, fără TVA sau nu știu cum să zic. Ieșeau fără pâine, da. O mâncau înăuntru, probabil. Cine știe ce s-a întâmplat acolo? Vreau să spun că consider că este foarte important ca instituțiile statului să-și facă treaba în continuare,
dacă au fost depuse reclamații, și nu mă refer doar la Prahova, la Câmpina, la, mă refer la întreaga țară, cu siguranță au fost depuse reclamații care trebuiesc verificate, sunt cercetări de făcut și dacă se dovedește într-un caz sau în mai multe cazuri că acestea au acoperire din partea realității, au suport real, cei care sunt vinovați să plătească. Și iarăși mi se pare foarte important să nu ne mulțumim, sau cei care au votat în, care au încercat să voteze în diaspora și le-a fost încălcat acest drept constituțional, să meargă până la capăt și anume până la a face plângere împotriva celor care au organizat prost alegerile în diaspora și le-au împiedicat votul. Cred că o să avem niște cercetări în acel sens. Iată și situația alegerilor, rezultatele alegerilor în orașele prahovene, altele decât municipiile, și bineînțeles, vedeți cu albastru sunt localitățile unde a câștigat Klaus Iohannis, cu roșu unde Victor Ponta a obținut majoritatea. Iată, haideți să luăm că e mai ușor așa, Mizil, Vălenii de Munte, Slănic, Plopeni, aici Victor Ponta a obținut rezultate bune, Mizilul cu 60% este cel mai bun rezultat în mediul urban. De partea cealaltă, Azuga, Băicoi, Boldești-Scăieni, Breaza, Bușteni, Comarnic, Sinaia, Urlați, orașe unde sunt primari și PSD și PNL, PDL, deci din acele. Cel mai bun scor al lui Iohannis pare să că, nu pare să, în mod sigur, la Bușteni, unde Emanuel Savin este un maestru în ale politicii și în ale electoralelor și probabil că s-a urmat de Sinaia. S-a forțat nițel și cu un 65%, Sinaia 60% și sunt rezultate chiar spre 60% și în alte orașe, cum ar fi Comarnicul, Boldești-Scăieni, Azuga. Dacă putem intra în legătură cu primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, un liberal cu vechitate acolo în Sinaia. Iată, cam așa s-a votat. E o răsturnare perfectă a situației din primul tur. Atunci a fost 10-4 pentru Victor Ponta, acum e 10-4 pentru Klaus Iohannis. Au contat mult voturile pe care le aveau, procentele alea pe care le aveau Monica Macovei și Elena Udrea, votanți care s-au dus, așa cum intuiam, direct pe Klaus Iohannis, în timp ce la Tăriceanu s-au împărțit, în Ungurime la fel voturile s-au împărțit. Așa ne spune aritmetica. Și au apărut în plus încă 2 milioane de oameni de, nu se știe de unde, politicienii noștri încă mai caută răspunsuri sau și nu înțeleg. De-abia au început să le caute. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Asta este uimitor. Dar eu acum, cu tot respectul față de prahovenii care locuiesc în afara Ploieștiului, dar cred că trecem foarte repede peste ce s-a întâmplat la Ploiești. Ne putem întoarce. De ce spun asta? Unu, pentru că aici cunosc eu mai bine ce s-a întâmplat și doi, chiar s-au întâmplat lucruri. Și aici a fost o masă puternică, o masă critică de voturi. Adică aici s-a jucat aici soarta județului. Aici a fost cel mai important bazin electoral. Da, da. Și la ce vreau să mă refer? Cred că trebuie să amân nițel, pentru că este la telefon primarul Sinei, domnul Vlad Oprea. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ați anunțat pe Facebook că o să sărbătoriți astăzi victoria lui Klaus Iohannis în Sinaia și în județul Prahova. Cum a fost această sărbătoare și cum au fost alegerile la Sinaia? Chiar acum am terminat întâlnirea pe care am avut-o cu sinaienii care l-au susținut pe noul președinte al României, Klaus Iohannis. A fost multă lume, am sărbătorit în fața primăriei, tocmai că am vrut să invit la primărie pentru că avem o primărie nouă, deschisă oamenilor, care a fost inaugurată de câteva zile și cred că este un simbol pentru oraș. Este exact, pentru că Sinaia, spuneam că este un exemplu lucrului bine făcut. Și cred că se pliază foarte bine pe sloganul pe care Klaus Iohannis l-a avut în această campanie. Cum să fie, arest, campania la Sinaia? N-a fost ușoară, a fost dificilă, pentru că cei de la PSD, la fel cum ne-au obișnuit, au dat o groază de mese, sute de persoane, chiar mii de oameni au mâncat la Mara, unii intrau, alții ieșeau la hotelul
care aparține de guvern și nu a fost foarte ușor. Noi n-am avut niciun fel de resurse în această campanie decât resurse umane puternice, dar ne-am mobilizat la maxim și cred că a fost, din punctul meu de vedere, o campanie atipică, o campanie care s-a dus foarte mult și pe rețelele de socializare și a avut succes chiar și la Sinaia. Domnule primar, aș vrea să vă întreb un lucru. Cum se face? Noi încercăm să găsim și răspunsuri. Sinaia este un oraș unde există un șantier, un adevărat șantier de mai bine de un an de zile, de aproape 2 ani, dacă nu mă înșel. Așa, da. Ploieștiul la fel, este un oraș, un mare șantier. De ce la Sinaia sinăienii au votat pe edilul care a deschis acest mare șantier și la Ploiești, de ce credeți că nu l-au votat pe edilul care a deschis acest mare șantier? Ar fi o similitudine aici. Mă rog, eu nu aș proiecta alegerile la președinție direct peste... Nu, dar mai e și deranjul care contează și ăla. Da, e adevărat, dar la Sinaia, dacă veniți acum, o să vedeți că șantierul este aproape închis. Lucrăm la ultimele finisaje, circulația e terminată pe zona centrală, trotuarele sunt finisate, deci cu siguranță lucrurile au evoluat foarte mult. Iar cred că câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis a fost așa, o palmă dată, un sistem bine împământenit, care... căruia oamenii au spus acum că e cazul să se închidă. Și cred că asta s-a transmis peste tot în țară. Evident a contat foarte mult și ceea ce primarii din fiecare localitate au făcut. Iar eu mai am ceva care cred eu că mă caracterizează în activitatea de primar în cei 10 ani de zile. Lucru care nu știu dacă se vede la Ploiești, pentru că Iulica Bădescu nu este de foarte mult timp. Orice proiect pe care l-am început, l-am finalizat, iar oamenii au încredere că lucrurile se termină, proiectele se termină. Cred că și asta contează mult. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ați intrat în legătură cu noi și vă dorim să aveți în continuare o seară frumoasă. Nu ne îndoim că a început frumos pentru dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a spune punctul de vedere. Mulțumesc. Toate cele bune vă dorim. Ploiești? Ploiești. Ploiești. Iulica Bădescu, ca așa spunea domnul primar de la Sinaia, primarul Ploieștiului, care este un lucru foarte important, este și președintele PSD Ploiești, a scos un scor nu foarte bun pentru Victor Ponta în primul tur. 31, aproape 32. La 5%. Aproape 27,5. 3 sau 5%. Până 5% diferența față de Klaus Iohannis. Este evident că nu e un scor bun pentru PSD, în ciuda faptului că declarațiile venite dinspre PSD către opinia publică, prin intermediul unor comunicate de presă, nu ieșiri publice, nu conferințe de presă, au fost că scorul e mulțumitor. Era evident că nu este bine. Lucru subliniat și de faptul că primarul Ploieștiului a transmis o scrisoare ploieștenilor, o scrisoare deschisă, în care, după ce expunea proiectele aflate în derulare sau doar la stadiul de intenție, le spunea următorul lucru. Domnilor, dacă noi ploieștenii nu vom vota Ponta președinte, aceste proiecte s-ar putea să fie puse în pericol. Ceva de genul ăsta. Ăsta era mesajul. Ori am citit o dată în diagonală, o dată cu atenție, încă o dată în diagonală și am zis, domne, ce treabă are Ponta cu linia de tramvai? Decât dacă doamna Ponta, doamna Daciana, se duce în Parlamentul European și face scandal acolo și spune, băi, Uniunea Europeană nu mai da bani la Ploiești, că ea nu l-a votat pe bărbatul meu, că banii pentru linia de tramvai vin de la Uniunea Europeană. Că nu văd ce legătură are domnul Ponta, președinte, premier sau, știu eu, soțul doamnei Ponta, oricare din astea trei funcții ar avea în momentul respectiv, cu linia de tramvai. Chiar n-am reușit să înțeleg. Sperietoarea asta, numai te năși ce făceam, lăsăm liniile, dacă, uite, n-a ieșit Ponta. Ce o să facem? O să lăsăm liniile de tramvai așa, șantierul ăsta? Nu, înțeles că se astupă. Ce o să facem? Da, le facem, punem flori acolo, îngrijim râme pentru pescarii din Ploiești, ce o să facem acolo? N-a ieșit Ponta, ce face domnul primar acum? Unu, cred că PSD ar trebui, s-a tot vorbit că în sfârșit avem un PSD reformat, de când a fost
domnul Ponta a ales în fruntea PSD-ului, s-a vorbit, probabil că la București o fi reformat, deși Dragnea e vechi și de mult și antic în PSD, Hrebenciuc era și acum pe undeva prin spatele lui Ponta, dacă nu fi altcineva în spatele lui pe unde o fi el pe acum, adică cam aceleași figuri. Da, s-a vorbit despre un partid social-democrat profund reformat. Ei, la Ploiești n-a fost, sau în Prahova nu prea a fost reformat, decât prin transfer. Domnul Bădescu, fost senator PDL, dar apropiat al PSD-ului din vremuri imemoriale, iată, este președinte PSD Ploiești, după o scurtă trecere pe la PSD, iar vorbim de județ, unde iarăși ar trebui să se reformeze, dacă chiar vor să se reformeze, este domnul Daniel Savu într-un interimat de multe luni. Cred că e cel mai lung interimat din istoria politicii românești, domnul Savu îl deține. Dar n-are dumneavoastră cum să știe că domnul Savu alături de domnul Severin, doi senatori care îi vedem numai la televiziunile centrale, prea-i vedem pe la Ploiești sau pe la Câmpina, pe unde ar trebui să fie. Și de ce mă refer? E o intervenție un pic în lungă și încerc scuze. De ce m-am referit? Voiam să ajung neapărat și pe zona asta cu senatorii PSD. Nu știu dacă ați urmărit reacțiile comunicatorilor social-democrații astăzi. Toate erau după același tipic, de la domnul Dragnea până la domnul Severin, trecând prin, nu prin, că e urât, pe lângă doamna Ecaterina Andronescu și alți PSD-iști care au apărut astăzi la televizor. Ei începeau așa: bună seara, domnul Severin, să vorbim de domnul Severin, că e de-al nostru. Bună seara, domnul Severin, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe Klaus Iohannis pentru faptul că a câștigat alegerile și, în al doilea rând, eu nu înțeleg cum a câștigat. Asta e marea lor problemă. Nu înțeleg nici cum a câștigat Iohannis și nici măcar nu încearcă să înțeleagă cum au pierdut ei. Nu înțeleg, pentru că ei socotesc în bugetul ăla. Noi am avut, nu știu, 30 de euro pe cap de locuitor sau cât a fost. Cam așa să judec. 5 euro, nu știu, atâta. Am investit așa. Ăsta n-a investit. Ăsta n-a mințit. Ăsta n-a înjurat. Ăsta n-a păcălit pe nimeni. Sau o fi păcălit, dar la o altă dimensiune, da, decât la o scară mult mai mică. Decât la scara aia să pui poza unui primar care este adversar, da, 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 și să zici că îl susține pe al tău și să împrăști zeci de mii de fruturași. Poate domnul senator Daniel Savu, președinte interimar PSD Prahova, vorbește pe la televiziunea centrală și despre treaba asta. Uite, domnule, ce idee am avut eu. Mă mir că n-a apreciat electoratul. Nu știu dacă a făcut-o dumnealui sau cu știința dumnealui, dar oamenii dumnealui, că doar dracu ne-a făcut alții. O astfel de campanie, să nu voteze diaspora, că e pericol. Să nu, dar n-au venit să facă nimic omenesc. Da, asta e foarte unul interesant. Unul care nu-i șmecher, cum l-a votat pe ăla care nu-i șmecher? Au auzit probabil din stradă. Lor fi sunat oamenii pe domnul Ponta și pe șefii PSD-ului și lor fi spus, băi, uite, ăsta e mai civilizat. Și au zis, și mai educat. Și au zis, hai să fim și noi așa. Și au început prin a-l felicita, adică, mamă, ce ne-am educat noi de sâmbătă dimineață, de duminică dimineață până astăzi. Dar nu înțelegem nici cum am câștigat și nici cum am pierdut noi. Asta, faptul că nu înțelegi multe lucruri, spune multe și despre dorința de a înțelege, dar și despre capacitatea de a înțelege. Îți mulțumesc pentru răbdare, colegule. Interesant este, din punctul meu de vedere, și ce se va întâmpla în continuare în Ploiești. Se vorbește despre demisii, despre chiar o luptă în interiorul PSD-ului. Odată și cu nu numai la nivel de Ploiești, alegerilor, de sus până în jos. Iată că cu siguranță vor fi reacții și în teritoriu. Am văzut deja pe cineva care a demisionat, nu în țară. Ideea este că da, ceea ce s-a întâmplat, să stăm cu minți, dragi colegi, nu vă aprindeți mai așa. Și apropo de demisii, vă aduceți aminte momentul în care domnul senator Daniel Savu a pierdut cursa pentru primăria Ploiești, învins fiind de tânărul și atunci necunoscutul Andrei Volosevici? A venit și a cerut, dacă mi-aduc bine aminte, ăsta a fost momentul în care a cerut excluderea domnului Calotă, fost primar PSD, din partid. A cerut că nu s-a implicat în campanie și că din cauza lui Calotă s-a scos un scor foarte prost. Păi, acum nu vorbim în Prahova și mai ales în Ploiești de un scor prost. Asta domnul Savu nu mai știe cuvântul ăsta. E în dicționar, la litera D, e ușor. Are consilieri, are cine să-l ajute. E ușor, nu-i problemă. Și la nivelul Ploieștiului e interesant dacă se va întâmpla ceva cu Iulian Bădescu. E clar că rezultatul este dezastros pentru PSD. Poate ar spune unii chiar din interior că s-ar impune o schimbare. Și din exterior. Dar e de văzut dacă se va întâmpla acest lucru, dată fiind apropierea dintre Iulian Bădescu și
parlamentarul Sebastian Ghiță, care cu influența pe care o are în partid, nu cred că l-ar sacrifica aici pe Iulian Bădescu. Eu acum, ultima oară când fac referire la domnul Savu, punem pauză, că trebuie cred să că, pauză. Nu că e scurtă, ultima referire la domnul senator Daniel Savu, președinte interimar al PSD Prahova, cum să-și dea demisia din fruntea organizației dacă este interimar? E ridicul. E interimar, nu? Nici nu ești cu... Bine, de interimar de luni de zile, asta e altă poveste, da. Haideți să luăm acea pauză publicitară, după care revenim la emisiunea noastră. Am revenit în direct, dragii mei, alături de Victor Preda și Adrian Rădulescu. Suntem la acest pârdalnic Ploiești și nu pot să nu remarc din capul locului faptul că de vreo două luni de zile sunt scoși agenții de poliție rutieră ca să ajute să defluiască traficul rutier pe acest Ploiești aproape blocat și nu pot să nu remarc faptul că joi, vineri, sâmbătă, au fost date circulației două, trei artere, pe care eu le vedeam finalizate de mult, dar păstrate acolo. Așa? Iar astăzi n-am mai văzut niciun agent de circulație prin Ploiești, din fericire, pentru că până la urmă să scoți oamenii în ploaia aia. Dar, deci totul a fost așa, idilic în campania electorală. După aia s-au terminat, astea au fost rezultatele. Gata, am luat și agenții de la rutieră. Săptămâna trecută au venit și cele câteva autobuze și băgate deja pe străzile Ploieștiului, numai că sunt second hand și, mă rog, nu știu, poate ne așteptam la altceva. La alte autobuze, nu chiar la astea. Da, păi să vedem tramvaiele, că nu știu pentru ce am făcut calea de rulare, nu pentru metrou în niciun caz, dar... Dacă am făcut pentru niște tramvaie. Acum cont alegerile, să ne dăm cu Sania. Cu proiectele la Ploiești. Da. Sau poate în logica domnului primar de la Sinaia, domnului Oprea, pentru când am pregătit cara de rulare? Da. Pentru un an și jumătate așa în viitor, ca proiecții. Poate nu terminăm nici măcar parcarea aia supraetajată din spate de la sindicate, dacă ne-a ieșit ponta președinte. O lăsăm așa, facem, cum se numesc împușcăturile alea, cu biluțe, cu vopsea. Da, da, da. Facem... Referi, da. A, câmp de ăla de bătălie. Da, păi e ceva paintball, da. Dacă tot nu ne mai ajută domnul Ponta ca președinte. Dar acum, cred că domnul Bădescu ar trebui să sară într-un picior de bucurie că domnul Ponta nu este președinte. Este în continuare premier, cât o mai fi, cât îi permit colegii, că a spus că nu-și dă demisia decât dacă îi cer colegii. Și atunci poate să țină și de toate promisiunile care le-a făcut în campania electorală, nu și-a făcut slavă domnului, și poate să-l și ajute pe domnul Bădescu să termine proiectele pe care le-a început și să le înceapă pe alea pe care intenționează să le înceapă. Ce bucurie mai mare pentru domnul Bădescu decât să piardă domnul Ponta alegerile. Chiar nu văd. Cred că a băut o șampanie, ca să vă spun un secret, ca și mine, aseară, domnul Bădescu. Am înțeles. Cred că l-avem, vă rog, regia, l-avem în legătură pe domnul primar Marian Machițescu, orașul Urlați, un primar PNL. Bună seara! Sunteți în direct, domnule primar. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bună seara! Cum au fost alegerile la Urlați? Știm că ați beneficiat de fluturași otrăviți în mai multe rânduri în aceste campanii electorale, domnule primar. Da, de când sunt primar al localității, a fost una dintre cele mai mizerabile campanii făcute în orașul Urlați de către PSD și PRL. Pentru că totdeauna au umblat cu minciunile, începând de la turul 1, atât mai mult și în turul 2, cu fluturași și cu scrisori mizerabile contra candidatului nostru, președintele Klaus Iohannis, atât cu minciuni că eu l-aș susține pe președintele Ponta și am dezmințit prin rețele de socializare și printr-o scrisoare, dar și în ultima zi de campanie, chiar și sâmbătă, înaintea voturilor, s-au aruncat în oraș foarte multe scrisori și fluturași otrăviți. Ceea ce mă indignă foarte mult, pentru că totdeauna campania noastră în Urlați, campania PNL-ului, a fost o campanie elegantă, o campanie curată, o campanie care a dat rezultate, stând vorbă cu cetățenii orașului Urlați, prin ceea ce am făcut noi, ce vrem să facem noi în continuare în orașul Urlați. Și pot să spun că
atât în oraș, o parte din cetățeni au înțeles, pentru că au fost alături de noi și în special mulțumesc tinerilor care s-au pe rețelele de socializare au colaborat foarte bine și am văzut că au ieșit foarte mult la vot față de primul tur, au ieșit în jur de 10% mai mulți la vot și aici în special tinerii care au făcut și diferența, pentru că în primul tur pierdusem aici la Urlați într-un fief liberal tot, datorită faptului ce v-am spus eu mai devreme că au fost aruncate multe scrisori și fluturași cu saci, deci mii de fluturași otrăviți și pe mulți dintre cetățenii au dus în eroare, pentru că au crezut că, făcând parte nu de mult din fostul SL, ei au crezut că eu țin în continuare cu Ponta și ceea ce nu s-a dovedit, pentru că erau o utopie, adică în oraș erau afișe și banere cu mine, susțineam pe președintele Klaus Iohannis, iar în curtea oamenilor erau aruncați zi de zi fluturași cu susținerea mea către Ponta. Ce vreau să vă spun, că atât mă bucură că la nivel național, cât și românii din diasporă au ajuns la vot, chiar că prin aceste rețele de socializare care în ultimul timp am văzut că au dat roade foarte bune și cred că este o campanie pentru viitor, pentru România. Domnule primar, vă mulțumim. Ne pare rău că v-ați confruntat cu lucruri de genul acesta, dar iată că nu mai dau randamentul scontat astfel de campanii imorale, ilegale. Sperăm să nu mai avem așa parte e, de așa ceva. Așa este, așa este, pentru că, vedeți dumneavoastră, omul de rând și-a dat seama că minciuna nu o poate duce la nesfârșit. Știți că e un proverb, minciuna are picioare scurte și, într-adevăr, s-a dovedit și nu Urlați. Da, mulțumim, domnule primar, să aveți o seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc și vreau să le mulțumesc tuturor urlățenilor care au ieșit la vot, pentru că în Urlați peste o treime din urlățeni sunt plecați și cei care au rămas în oraș, să știți că s-au mobilizat și au ieșit la vot. Încă o dată vreau să le mulțumesc. O seară bună. Da, minciuna, putem spune că minciuna a avut picioare mai scurte cu 9% de data aceasta. Deși n-aș asocia. Dar vorbim personal, despre Urlați. Personal, da, poftim, Victor. Vorbim despre Urlați. Eu am văzut astfel de fluturași din ăștia la Breaza și nu reușesc să înțeleg de ce nu sunt descoperiți cei care au făcut această mizerie electorală. A fost și în primul tur și în al doilea. Urlațiu nu este o metropolă, nici Breaza. Oamenii se cunosc între ei, îl văd pe unul pe stradă, știu în principiu, chiar dacă nu știu după nume, știu că locuiește într-o anumită zonă, e foarte ușor să găsești pe cineva în Urlați sau în Breaza. Am mai fost și în alte orașe, dar ne referim la astea două, a vorbit domnul primar de la Urlați, iar la Breaza am văzut eu. Mi-e greu să înțeleg de ce poliția nu a pus mâna pe băieții care au făcut treaba asta. Poate o să pună. Exact asta spuneam dar și eu. Dar de ce n-au pus între cele două tururi? Demersurile să fie duse până la capăt, pentru că doar așa vom reuși mai repede să facem, dacă vom reuși vreodată să facem curățenie, să avem campanii din ce în ce mai curate și politicienii să fie schimbați în atitudinea lor. Corect. Asta în ideea pe care o spuneam mai devreme, că fiecare trebuie să răspundă. Absolut. Și nu e bună atitudinea aia împăciuitoare a noastră, lasă că s-a terminat cu bine, uităm de toate, pentru că vom avea parte la nesfârșit de pomeni, de mizerii, de șantaj, de lucruri de domnilor, acest gen. Vreo trei zile în fața, nu știu cum să-i spun, e un magazin mare vis-a-vis de Casa Albă. Cred că toți ploieștenii știu acum la ce magazin mă refer. Era acolo un panou din ăsta de mari, foarte mari dimensiuni, care culmea, nu era cu figura premierului Victor Ponta. Nu, avea alte figuri și spunea cine votează cu Iohannis, votează mafia PDL. Astfel de panouri sunt absolut interzise și în mod foarte explicit de către lege, dar nu de către legea din Ploiești.
polițiștii locali, ocupați cu probleme, cu norma de hrană, cu dirijeri de trafic, cu dirijeri, habar n-aveau, nu vedeau, dita mai panoul ăla. Nu-l vedeau, nu știu dacă l-au văzut conducerile celor două partide din acele și au reclamat cumva la Bej, la Bec, la ceva. Asta a fost o campanie negativă la limita legii. Sau dar asta trecea bine de tot, dincolo, sărea bine de tot. Am văzut-o și pe mediul online, tot o campanie insinuantă, așa, mincinoasă de-a dreptul, dusă în ultima perioadă. Eu zic că a fost o campanie a disperării acolo. Eu cred că lumea politică aprecia așa trendul și își cam dădea seama. Ce nu înțeleg eu, cum au putut să păstreze mizeriile alea de exit poll-uri care îl dădeau, deși a fost 9%. Deci o uriașă, uriașă diferența. Până în ultima secundă și după aia, când Victor Ponta și recunoștea înfrângerea, alea încă mai apăreau acolo, că el ar fi câștigat la 1%. Deci De ce? Era bine să fie președinte pentru o oră? Sau să încerca niște manevre? Doar măslui ceva cifre? Știi, da? Că au apărut bancuri pe tema asta, apropo de președintele de o oră, că Joana i-a spus lui Ponta: bă, nu te compari cu mine, că tu nici măcar n-ai apucat să spui Daciana dragostea mea, așa că... Am o surpriză și pentru voi și pentru telespectatorii noștri. Un român din diaspora, un prieten, un foarte apropiat al meu, un prieten al meu, este în direct, a votat, ne va spune mai multe în legătură cu modul în care s-a desfășurat votul undeva în Italia. Bună seara, bună seara, Adrian! Ești bună în direct. Bună seara tuturor! Bună seara! Bună seara! Cum s-a desfășurat... Auziți? Poftim? Cum s-a... Da, da, Ești în direct, te auzim foarte bine. Cum s-a desfășurat procesul de votare la Verona? Te rog frumos să ne spui. Păi nu s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente, lumea a fost calmă, liniștită, chiar erau relaxați, au venit familii cu copii mici și... Cât a durat? Deci și am intrat înainte că cât a durat? Să rămână cu cei mici la coadă. Au fost, de când ne-am așezat eu și soția mea la rând, de la 4:30 după amiaza până la 8, când am reușit să votăm, asta însemnând că am vreo 500-700 de persoane. Deci 3 ore și jumătate, 4 ore pe acolo. Da. A venit lumea de la mari distanțe? Cât ați parcurs până la Verona? Noi am venit de la 25 de kilometri, alții cred că și de la 40-50 de kilometri. Noi am votat, am văzut pe internet deschise la Padova și la Mantova, ceea ce înseamnă vreo 80 de kilometri și 100 de kilometri pentru de la Verona. Sunt sigur că ați socializat cu cei de la rând în această perioadă. Cu ce sentimente? Da. Și toată lumea avea sentimentul acesta și toți spuneau schimbarea. Pentru că mi s-a părut, mai ales din perspectiva, fiind cetățen român, țara noastră să nu ne faciliteze acest... drept la vot. Drept fundamental, exact, drept fundamental la vot și un impediment. Pot să vă pun o întrebare, cum o să ne vadă, eu știu, străinii de aici, eu știu, din Italia, din Germania, din Marea Britanie, care ne-au văzut că statul nostru ne-a împiedicat să votăm și să ne exercităm un drept fundamental. Cred că în final v-ar putea trata ceva mai bine decât statul român sau de aici încolo poate statul român să acorde de aici încolo, exact. Acest respect. Au fost patimi, lumea se gândea la cei de acasă, care era motivația aia? Da, toată lumea, toată așa au votat și plus de asta erau indignați cum sunt considerați sau cum sunt... tratați românii din afară, pentru că
Până la urmă, noi asigurăm că noi trimitem bani în țară și ne susținem familiile și implicit cred că mai susținem și o parte a economiei românești prin prisma asta. Dar... Și tot se gândesc la mamele, bunicii și, eu știu, toate rudele care le au în țară. Sau alții se gândesc că vor să se creeze condiții decente și în România, că nu vor să rămână aici, eu știu, până la dezbătrânețe. Unii vor să se întoarcă și vor să găsească condiții bune de locuit, de trai, de viață în general. O întrebare de la Victor Preda. Bună seara, Victor Preda este numele meu, presupun că nu ne vedeți. Nu știu dacă știți, dar astăzi... Am încercat, dar la noi plouă de două zile și semnal la internet și la telefon e mai... Și la noi, da, e o atmosferă plăcută așa, oamenii zâmbesc în ciuda vremii. Da. O întrebare la dumneavoastră. Astăzi, ministrul de externe, domnul Meleșcanu, pe la orele prânzului așa, și-a cerut scuze. A spus că își cere scuze. Și voiam să vă întreb, dumneavoastră, nu ați trecut prin ce au trecut cei de la Torino, unde au fost lupte? Exact. Nici prin ce au trecut cei de la Paris, unde iarăși a fost dezastru. La Londra s-a stat zi lumină la coadă. Dumneavoastră a stat ceva mai puțin. Am văzut că un concitadin de-al nostru a dormit în Canada la minus un grad în corp. Da. Să aștepte să voteze. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care să spune că ați fost mai norocos decât mulți alți români care au votat în străinătate, exact. Dacă scuzele domnului Meleșcanu sunt de ajuns pentru cele 4 ore, 3 ore jumătate, 4 în care a stat la rând. Nu, și am mai citit și altceva pe internet mai devreme, că domnul Ponta a spus că PSD-ul ar trebui să tacă o perioadă. Nu, vorbește despre demisie, în rest foarte vocal. Să se apuce să facă, dacă nu face, noi o să votăm și cred că să... Iardă și partidul, eu știu, voturi sau alte... Puterea pe care și până la urmă și, în primul rând, cred că domnul Meleșcanu a trebuit să-și dea demisia. Am înțeles, scuzele nu sunt de ajuns nici măcar în cazul dumneavoastră, dar voi... Ce probleme sunt și cum trebuie rezolvate și nu a ținut cont de... Și noi am întrebat la secția de votare de ce nu s-a, eu știu, s-a mai deschide alte secții și au spus că nu, că ministerul nu a dorit și nu... Da. Ministerul de externe nu a dorit să facă acest lucru. Vă mulțumesc pentru răspuns. Și pentru efortul pe care l-ați făcut ca să votați. Mulțumesc și... Mulțumim, Adrian. Să ai o seară frumoasă în continuare. Chiar dacă plouă, să vă bucurați alături de ceilalți români, fie că sunt ei în țară sau oriunde... pe acest glob. Deci scuzele nu sunt de ajuns. Domnul Meleșcanu află la bătrânețe, la vârsta senectuții, află și dumneavoastră. De... Deci ai avut o activitate politică la un anumit nivel, la un anumit standard. Nu te-ai terfelit în toată activitatea foarte, asta. Foarte, foarte rău așa. Adică... Ai mai intrat așa într-o pleasnă, nu? Dar n-a fost s-au curățat petele în așa. Timp. Finalul a fost apoteotic cu această numire în fruntea Serviciului de Informații. Certându-se cu PNL-ul, așa, care plecând nu era din partidul care te-a susținut și ducându-te la cealaltă tabără, după aia accepti să preiei acest rol de muțunache în campanie electorală. Care, muțunache care pune tălpi oamenilor la vot. Nu știu dacă a scos mai mult de 200.000 de voturi domnul Meleșcanu. Da. Habar trecusem peste participarea aia de iepure. Rușinasă. Iepure să și... pleci din funcția... Cum, eu dacă aș avea o... M-aș întâlni pe stradă cu președintele ales, că așa e frumos să-i spunem acum, președintele ales Klaus Iohannis, și aș avea ocazia să stau două minute de vorbă cu dumnealui, ea spune așa, domnule președinte, cred că cel mai important, unul din proiectele importante pe care ar trebui să le susțineți, proiectele legislative, ar fi să se interzică în țara asta, așa cum mandatele președintelui sunt limitate la două, să se interzică candidatura celui care deține la prezidențiale, candidatura celui care deține funcția de prim-ministru. Este imoral, nu e deloc ilegal, evident, cel puțin acum, dar este imoral să stai, să gestionezi bugetul, să împarți banii cum vrei și să te lupți cu altul care nu are posibilitatea asta. Să creezi singur niște avantaje și nu este normal.
Și da. Revenind la domnul Meleșcanu, din postura de director al serviciului, își dă demisia de parcă lucra femeie de servici la Spitalul Județean. Să mă scuze, doamnele care muncesc și merită tot respectul nostru. Tu își dă demisia, se aruncă în cursa electorală, pierde rușinos și nimeni nu își explică pentru ce s-a băgat în treaba asta și anunță că sprijină un candidat. După a doua zi, după ce anunță a treia zi, este numit ministru de externe. Are și atitudine, am spus și o prostie și uite acum ce mă fac. Ponta anunță că dacă un singur român nu va, e vârstat, nu va putea să-și exercite dreptul la vot, vor cădea capete. Și uite, capul domnului Meleșcanu e bine mersi la locul lui. Adică o prosteală, iarăși folosesc termenul ăsta, dar o cercare de prosteală, de păcălire a românilor. Am ajuns aproape de final. Haideți să tragem o concluzie, deși concluziile nu se pot trage acum. Abia începe, sperăm noi, o nouă etapă pentru România. Adrian. Eu cred că, dincolo de ceea ce s-a întâmplat, strict din punct de vedere politic, și anume faptul că a plecat, sau urmează să plece, Traian Băsescu și nu a ajuns, a fost împiedicat să ajungă în funcția de președinte Victor Ponta prin accederea lui Klaus Iohannis, care poate fi un președinte mai bun sau mai rău, vom vedea cu toții acest lucru. Cel mai important lucru este faptul că românii au ieșit în număr mare la vot, au produs o răsturnare de situație absolut colosală și din asta trebuie să înțeleagă că ei contează cu adevărat. Dacă ar fi să rezum ceea ce s-a întâmplat aseară la doar câteva cuvinte, m-aș gândi la o maximă raționalismului filozofic, gândesc deci exist. Românii au gândit aseară și au demonstrat că există, că nu se pot face politicienii, că nu mai conține țara asta suficienți oameni inteligenți care să discearnă între bine și rău și care să schimbe soarta țării dacă au voința să facă acest lucru. Sper ca, dincolo de orice altceva, românii să conștientizeze că sunt o forță dacă sunt uniți și să învețe din nou sau să reînvețe să-și ceară drepturile. Cum spuneau, Klaus Iohannis va fi un președinte bun sau rău, viitorul guvern va fi unul bun sau rău, viitorul premier va fi unul bun sau rău. Important este că atunci când suntem nemulțumiți, să ieșim în stradă, civilizat, în număr mare și să ne cerem drepturile. Și numai așa clasa politică va înțelege odată pentru totdeauna că românii contează cu adevărat și nu mai merge cu tigaia, cu șmecheria, cu minciuna și cu toate celelalte. Cred că ăsta este principalul lucru pe care aseară l-am câștigat, sau dacă nu l-am câștigat aseară, am făcut un pas important spre câștigarea lui. Victor. Ce aș mai putea să spun după colegul Adrian? Absolventul de filozofie Adrian, am găsit, mă tot gândeam, care nu putea termina. După, uite, și zic, nu pot să apelez la maxime ale filozofiei existențiale, dar la un banc, așa pentru a ne face seara mai frumoasă, un banc care a circulat în chiar înaintea alegerilor. Și spune așa, domnule, uite, Ponta a promis că ne scapă de Băsescu, dar Iohannis a promis că ne scapă și de Băsescu și de Ponta. Să-i ținem pumnii, nu? Absolut, și eu vreau să închei nemțește. Domnilor, s-a terminat. Ceasul ne arată că s-a terminat această emisiune. Și dacă ar fi să mai transmit eu un mesaj de final unora, Schlafschön. Trebuie să și traduci pentru... Somn ușor. Da. Stimați telespectatori, să aveți un somn ușor și zile frumoase de aici încolo, cât cuprinde. Seară bună!